Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Mergea cu turma la izvor, blândul păstor, blândul păstor. Pe oaia ce căzuse jos a ridicat-o el duios și-a dus în brațe iubitor. Blândul păstor, blândul păstor, pe alta care la pământ zăcea cu piciorușul frânt, el o legă. Blândul păstor, blândul păstor. Dar mai târziu l-am întâlnit cu... Noi am făcut o prezentare pe PowerPoint, așa cum vedeți, lungă și nu vrem să o punem în program, că vrem să ținem programul în limitele odihnei și o să fie înainte de program și după program. Mai avem puțin de lucrat la el și o să-l vedeți toți bine. Cea care a cântat a fost? Sora Ban. Poza aceasta e Sora Ban? Da, probabil că e prima dată când cineva cântă la propria mormântare, așa este. Așa este. Dacă vreți să vă uitați în față, este tânăra pe care fratele Traian Ban a știut el ce alege.
vă uitați la mine, nu mă primiți.
Frați și surori, lăudăm pe Domnul cântând cântarea Ce mare și bun, minunat și slăvit. Ce mare și bun, minunat și slăvit e Iisus, al meu bun păstor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, lângă al vieții izvor. El m-a ocrotit printre stânci de granit, deasupra
În numele familiei vreau să vă mulțumim tuturor celor care ați venit în seara aceasta să fiți împreună cu noi. Ați venit în casa Domnului și cu ocazia aceasta vă întâlniți în primul rând cu Domnul, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând am venit să ne luăm la revedere de rămășițele pământești, acele care a fost mama, bunica, sora, prietena noastră, sora Maria Ban. Ați venit în seara aceasta să vă întâlniți cu marea familie a celor care se trag din sora Maria și fratele Traian. Mami a fost o femeie deosebită. Aș vrea să vă spun că din momentul acesta se suspendă în seara aceasta toate glumele despre soacre. Mami nu a fost soacră. Începând cu Gina, apoi cu Daniel, cu Nelu și cu Mircea, noi n-am avut soacră. Am avut o a doua mamă. Și Tonino nu mai vorbesc, Tonino din primul. El ne-a adus pe toți aici în America. Mami a fost, de fapt, la Tony în America, când noi eram încă în România și acolo s-au pus la cale anumite lucruri și anumite direcții pe care să meargă familia. A fost o soră, o doamnă, o femeie mică de statură, așa cum vedeți, un pumn de femeie. Aparent slabă, dar ca pumnul de tare. Ea a fost, ca în multe familii, puterea din spatele tronului. Și trebuie să recunoaștem, noi toți cei care am cunoscut-o mai de aproape, că a reușit să ne păcălească toată viața crezând-o foarte slabă. A ajuns la 95 de ani. În ciuda tuturor pronosticurilor, doctorilor și ale părerilor și ale deselor dânsei, complaints, mă doare inima. Ultima săptămână înainte de plecare, mami a murit de moarte bună, n-a avut niciun diagnostic. Cea care a venit să verifice the vitals, cum spun ei, i-a luat tensiunea, pulsul și ce se mai aia, temperatura. După ce i-a luat tensiunea arterială, a dat jos stetoscopul și a spus: mama ta e cea mai sănătoasă din toți care suntem acum în casa asta. Are 120/80. Tensiunea perfectă. O femeie puternică în trup, iată că a trăit până la 95 de ani și a avut privilegiul să fie în generația celor care sunt mai mari noștri și de care ne mirăm că, în ciuda tuturor greutăților, au ajuns să trăiască așa de mult și ne temem că noi, în ciuda tuturor înleznirilor, o să ajungem numai la 94,5, da? Așa. Am avut bucuria și emoția să primim un telefon de la Atlanta, de la fratele Pitt, care a fost primul redactor al revistei Farul Creștin, a tineretului din România, unde mami a fost secretar. Și fratele Pitt, care împlinește 100 de ani, a spus câteva cuvinte în amintirea lui Maria. Vorbe care au altă valoare decât putem să le spunem noi. Vorbe care încununează o prietenie și o colaborare și o părtășie de o viață. Iată-ne deci împreună, înaintea lui Dumnezeu, înaintea familiei, înaintea dumneavoastră ca biserică, fie ca din tot ce se va întâmpla aici, slava să fie a Domnului nostru. Programul vi-l spun dinainte, eu am să deschid cu rugăciune, Nelu va încheia cu rugăciune, în cuvântul Domnului va fi rostit în seara aceasta de fratele Doru Brezoi, care este, pentru cei care vă uitați pe internet, păstor al acestei biserici și sperăm să-l avem pe fratele Liviu. E aici, a venit fratele Liviu Țiplea. Iar programul va fi împodobit cu contribuțiile de închinare a corului, corul bărbătesc și muzica familiei Ban. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, de la Tine vine tot darul bun și desăvârșit. Îți mulțumim că în înțelepciunea și în providența Ta, noi cei de pe primele bănci putem să spunem că ne-ai dăruit-o pe Maria Ban. Îți mulțumim, Doamne, că am primit-o de la Tine și a fost pentru noi ceea ce Tu ai vrut să fie pentru noi. Ție îți mulțumim pentru viața aceasta și pentru influența ei asupra noastră.
Doamne, în seara aceasta recunoaștem toți că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, că Tu ai în mâna Ta cheile locuinței morților, că Tu încui și nimeni nu poate descuia și Tu descui și nimeni nu poate să încuie înapoi. Doamne, până în ziua binecuvântată, când vei descuia și toți cei dragi ai noștri vor ieși de acolo și ne vom vedea față în față, în seara aceasta ne luăm noi la revedere de amintirea celei care a fost sora Maria Ban și sărbătorim în același timp faptul că ea este acum în slavă la pieptul Tău, alături de tati, alături de tăticu, alături de mama, alături de fratele Băbuț, alături de fratele Simi Moț, alături de cei pe care i-au iubit o viață întreagă. Doamne, până când ne vom vedea cu ei acolo, îți mulțumim că sunt în mâna Ta, în odihna pe care Tu le-o dai. Nu putem nici să visăm la ceea ce gustă ei acum împărtășia cu Tine. Ne imaginăm și ne mângâiem însă cu realitatea aceasta și spunem, îți mulțumim frumos, Doamne Iisuse, pentru că ne-ai dat nădejdea aceasta unei vieți care nu se termină, ci trece doar dintr-o fază în altă fază, până când vom intra cu adevărat în ceea ce se numește eternitatea împreună cu Tine. Slăvit să fii Tată, Fiule și Duhul Sfânt pentru tot ce se întâmplă în seara aceasta. Amin. Luați loc. Programul va fi condus de Valer Monafu, care este acum pastor la Biserica din San Francisco, iar spun pentru cei care sunteți la internet, și Domnul să binecuvinteze și să ungă cu Duhul Sfânt pe toți cei care participă. Amin.
De ce nu veștejeți florile în cetatea aceea? Pentru că acolo nu va mai fi nici durere, nici tristețe, nici lacrimi. Acolo este prezența Domnului Iisus Hristos și nădejdea noastră este că toți vom ajunge acolo care ne încredem în El. Slăvit să fie numele Lui. Vă salut în numele Domnului Iisus în seara aceasta. Mă bucur mult să fiu aici, cu toate că ocazia este tristă. Și tristețea este dată de despărțirea de bunica Maia. Vă mărturisesc că pentru mine personal, bunica Maia are o însemnătate deosebită, pentru că atunci când am început să o curtez pe Cristina, a fost singura care m-a dorit cumva și m-a încurajat. Nu, spun adevărul. Că a fost mulți dintre tineri cunosc povestea mea, dar după ce am cucerit-o pe Cristina, a trebuit să-i cuceresc pe fratele Daniel și pe sora Dana și am avut o întreagă armată de cucerit. Și a fost o perioadă foarte grea, dar n-am să uit când veneam la biserică și mă vedea bătut. Bunica venea la mine și mă lua de mână și zice: "Nu dispera, o să fie bine. Mă rog pentru tine. Și de-aia porcii i-am purtat întotdeauna un respect deosebit, bunicii, și o dragoste deosebită. Și nu numai asta. În ultima perioadă, când după ce am plecat la San Francisco, de multe ori când predicam știind că dânsa urmărește pe internet. Și cu bucurie știam că este cu noi. Poate nu neapărat pentru mine, dar pentru copii știam că se uită. Sigur. Da. Așa că, mă scuzați, trebuie să vă aduc salutul colegului meu, fratelui pastor Ovidiu Rauca, din San Francisco. Dânsul ar fi vrut să fie și el aici, dar a trebuit să meargă la o mormântare în Sacramento, la fratele Pere, care a trecut și dânsul la Domnul recent. Însă transmite familiei și bisericii toată dragostea din a lui și faptul că se gândește la noi în perioada aceasta. Urmează corul bărbătesc și apoi fratele Doru Brezoi. Și în timpul acesta aș vrea să rog pe fratele Doru și pe fratele Liviu să mergem la amvon în timp ce corul bărbătesc laudă pe Domnul.
Văd că vroiau să mai cânte o cântare. Puteți să cântați în timp ce vorbesc eu? Dragii mei, dragă familie, Ban, Blaj, Brânzei, Monafu, Rus și toți ceilalți pe care eu nu vă cunosc, fie ca Dumnezeu să vă mânghie în seara aceasta și în zilele acestea, în vremea aceasta de durere amestecată cu bucurie. Și spun lucrul acesta pentru că sunteți bucuroși că sora Maria, mami, bunica, Maia, pentru unii dintre voi, este împreună cu Domnul Iisus. Și în același timp, durerea amestecată cu bucurie aceasta este faptul că sora Maria a trecut pragul, este în partea cealaltă și locul acela este de dorit pentru fiecare dintre noi. Am înțeles din spusele fratelui Daniel că sora Maria a avut o dorință cu privire și la ziua aceasta și dorința dânsei a fost să fie simplu și modest. De fapt, a vrut să fie ceea ce a fost dânsa. A fost o femeie simplă și o femeie modestă, o soră în Hristos. Pentru mine a fost o onoare să păstoresc niște sfinți al lui Dumnezeu, pe sora Maria și pe fratele Traian. Am auzit tot de la dumneavoastră că sora Maria v-a spus că va pleca și v-a strâns cum își strânge cloșca puii și v-a spus ceva la sfârșit de drum. Și gândul meu mi-a fugit la Scripturi și am zis, care dintre oamenii lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta? Și mi-am adus aminte de Iosif. Iosif a strâns pe toți frații lui și le-a spus ceva la sfârșitul vieții. Și să știți că se așteaptă de la cei care rămân în urmă ca acele cuvinte să fie niște cuvinte de mare greutate și cuvinte pe care să le cari cu tine de-a lungul zilelor care îți mai rămân să trăiești pe pământul acesta. Scriptura ne spune despre Iosif că a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. A trăit ani lungi și frumoși. Iosif a văzut pe fiul lui Efraim până la al treilea neam și fiul lui Machir, fiul lui Manase s-au născut pe genunchii lui și a văzut nepoții și a văzut strănepoții, un om care a sfârșit alergarea împlinit, cu bucurie. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor. Sunt trei lucruri care le vedem în cuvântul acesta. Ce spune un om înțelept la sfârșitul vieții lui? Ce sfaturi le dă? Un om înțelept, ce sfaturi dă un om înțelept la sfârșitul vieții lui celor care îl urmează? Iosif spune, dragii mei, să știți că eu am să mor. Viața aceasta are un sfârșit pentru fiecare dintre voi. Când ești tânăr, probabil crezi că nu se sfârșește niciodată. Faptul că stăm în seara aceasta aici, lângă trupul celei care a fost sora Maria pentru noi, înseamnă că viața aceasta pe pământ are un sfârșit. Să trăim viața aceasta cu responsabilitatea de care ne-a făcut parte Dumnezeu,
să trăim viața aceasta ca unii care știm că suntem temporari pe pământul acesta, suntem niște străini și călători, și pentru noi care am rămas în urmă, Domnul să ne ajute ca să trăim viața aceasta frumos pentru gloria și onoarea numelui lui Dumnezeu. Al doilea lucru care spune Iosif celor care rămân în urmă, spune: aveți grijă, și așa spune cuvântul, când vă va cerceta Dumnezeu. Iosif pleacă, dar le lasă un cuvânt profetic: va veni vremea când Dumnezeu vă va cerceta. Și Dumnezeu a cercetat pământul acesta acum 2000 de ani și Dumnezeu cercetează pământul acesta și îl va cerceta. Scriptura ne spune în Ioan capitolul 14 că Domnul Iisus s-a dus la Tatăl să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El. Dragii mei, viața se termină pe pământul acesta, dar continuă în lumea de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu, în casa Tatălui, în care sunt multe locașuri. Și Domnul să ne ajute ca să ajungem și noi acolo. Ca să ajungi acolo, trebuie să spui credința în Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, care a murit pentru tine și pentru mine. Iisus Hristos, care ți-a ridicat păcatul, numai al tău și al lumii și al meu. Un Iisus Hristos real, un Dumnezeu care te iubește. Sora Maria a sfârșit alergarea îndrăgostită de Domnul Iisus Hristos. A iubit casa Domnului, vă aduceți aminte banca pe care stătea, și în neputința trupului și în putința trupului a fost aici la adunare ca un model pentru noi, pentru toți ceilalți care am văzut-o, care i-am văzut mersul frumos, viața împreună cu Domnul Iisus. Și al treilea lucru care spune Iosif fraților săi, celor care rămân în urmă, să nu-mi lăsați oasele aici. Iosif realizează că are o moștenire și nu le-a lăsat, cu toate că a avut pe mâinile lui banii unei țări întregi a Egiptului. Iosif spune: singurul lucru care vă las ca moștenire sunt oasele mele, să nu le lăsați aici. Luați-le cu voi. Și Scriptura ne spune că după 400 de ani, Moise le ia și le cară cu el împreună 40 de ani. Dragii mei, sora Maria a lăsat în urmă o moștenire, nu case, nu mașini, nu proprietăți. A spune, cum spunea Apostolul Pavel, o credință care s-a sălășluit în primul rând în mama și apoi în dumneavoastră fiecare și apoi în nepoți, să trăim viața aceasta în credință, să trăim viața aceasta cu responsabilitatea sfântă pe care o avem, în așa fel încât să sfârșim alergarea aceasta dobândind premiul chemării cerești. Aș vrea să vă citesc foarte pe scurt o ilustrație, este o ilustrație reală din viața unui om care a făcut parte din biserica lui Charles Fuller, cel care a fost aici în Pasadena undeva, și omul acesta era preocupat de împărăția lui Dumnezeu, de casa de dincolo, de locașul de dincolo, din prezența Domnului Iisus, și spune așa: Henry Reamer wrote a letter to Reverend Charles Fuller when he heard that Fuller was going to preach on the subject of heaven on Sunday night at church. Reamer was an old man waiting that one day he's going to die. He wrote to Fuller and said, I would like so much to be in church Sunday night to hear your sermon on the subject of heaven, but my physical impairment will not allow me to be there. The reason I would like to be there is because I have great interest in that place, in heaven. I own a piece of land with clear deed and title in that wonderful place that you're going to be speaking about. I didn't buy it, he said. It was given to me without price and without money, although I don't have it as an idle investment, he continued. I have been busy sending materials to the master architect for more than 50 years, and he's building for me a house of my dreams. It will never have to be painted or remodeled because it is made just for me. Termites will never eat it away at its foundation, because it is built on the rock of ages. Fire will never destroy it. Winds will never blow it away. There will be no locks on its doors, because no evil people ever live in that blessed land. Between me and my home, there's a valley, a dark valley, and I must cross it. I'm not afraid, he said, because one has gone before me, Jesus Christ, and he will lead the way. I'm ready to take his hand. My house is almost finished. I would like to hear your sermon on heaven
because I have a great interest in that land. Ai tu interes în locul acela? Scriptura ne spune că Domnul Iisus este gata să vină. Dragul meu, îți doresc din toată inima să ai parte de locul acela. Să ai parte de mântuirea Domnului Iisus Hristos, să ai parte de veșnicie. Și fie ca seara aceasta să fie o seară de cercetare pentru tine, o seară de aducere aminte, că ai stat într-o casă de jale și Scriptura spune că e mai bine să fie aici în seara aceasta. Să iei aminte cum trăiești, să iei aminte că viața va trece, să iei aminte că nicio posesiune materială nu o să poți lua cu tine și să iei aminte că este o promisiune, că va veni vremea când Dumnezeu ne va cerceta și Domnul să ne ajute. Amin. Pentru cei care poate sunteți musafiri, vizitatori în acest loc, ați venit pentru această înmormântare din dragoste pentru familia Brânzei sau familia extinsă, Ban. Aș vrea să vă spun că noi vorbim foarte mult aici despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus, mai mult decât despre sora Maria, pentru că sora Maria l-a iubit tare mult pe Domnul Iisus. Și-a dedicat viața lui și și-ar fi dorit să fie așa la înmormântarea ei, să se vorbească foarte mult despre Domnul Iisus. Și de aceea vă rog să nu vă supărați pe noi dacă vorbim mai mult decât de obicei despre dragostea lui Dumnezeu și despre faptul că El este Cel care dă sens vieții noastre. Urmează o cântare, sora Marina Stoi va avea o cântare. Și apoi o cântare împreună cu fratele Ștefan. Îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Să ai pace.
Domnul te iubește. O, ce ar să știi că Lui îi aparții. Cântarea Mă încred în El. Chiar în cuptor
fi pus în suferinți sau în seara aceasta pentru că iubim familia extinsă Ban și familia Brânzei și familia Bisericii Betel. Și dragostea aceasta este cumva în contrast cu ceea ce vedem în fața noastră, care pare a fi un lucru îngrozitor. Și este un lucru diabolic. Dumnezeu nu ne-a creat să murim. Cu toate acestea avem în fața noastră moartea. Însă mă gândeam că în orice loc, în orice timp, mereu, dragostea lui Dumnezeu a învins moartea. Și faptul că noi suntem aici, plini de dragoste, față de familia aceasta, față de unul față de celălalt, în biserica răscumpărată a lui Hristos, dovedește încă o dată faptul că dragostea lui Hristos a învins moartea. Și știți când a învins-o prima dată? Atunci când diavolul a crezut că a reușit să-l omoare și pe Hristos. Era pe cruce, chinuit, l-au pus în mormânt și diavolul se bucura crezând că l-a învins. Dar după a treia zi de stat în mormânt, cumva dragostea lui Dumnezeu a arătat că e mai puternică decât moartea. Și a înviat. Aleluia! Și pe baza acelui act și acelui fapt. Noi stăm aici și nu vedem moarte, ci vedem un proces normal de tranziție, greu pentru cei care suferă din familie, dar un proces prin care ne apropiem de Domnul Iisus Hristos. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi care suntem aici în seara aceasta să simțim dragostea lui Hristos care este exprimată în seara aceasta prin biserica aceasta. Poate nu-L cunoști pe Hristos, poate nu știi pe Cel pe care bunica Maia l-a iubit atât de mult, am vrea în seara aceasta să ți-L arătăm noi, prin dragostea noastră. Domnul să lucreze la inima ta. Urmează un moment foarte încărcat de dragoste, un moment foarte încărcat sentimental, pentru că urmează copiii familiei Ban, care vor cânta două cântări și apoi necrologul. Sau necrologul înainte? Necrologul înainte și apoi o cântare. I hope can't do it.
Maria Ban s-a născut la Cuvin, România, pe 30 ianuarie 1923, în familia lui Gheorghe și Elisaveta Cicirean. A fost al doilea copil dintre cei cinci, din care doar unul singur mai este în viață, Nicu Cicirean, care locuiește în Arad, România. A crescut în Cuvin, România, până la vârsta de 11 ani, când familia s-a mutat la Arad. A fost botezată la 13 ani în Biserica Speranța Arad, unde atunci era pastor fratele Gheorghe Farcaș. A fost solista corului sub bagheta dirijorului Petru Șerban. Tatăl ei, Gheorghe, a fost muncitor la atelierele CFR Arad, dar unul dintre stâlpii Bisericii Speranța din Arad. Maria a lucrat la fabrica de tricotaje Arad, iar mai apoi s-a angajat ca secretară la revista Farul Creștin, unde a lucrat împreună cu Alexa și Pit Popovici. Aici l-au cunoscut pe cel care avea să-i devină soț, Traian Ban. Traian și Maria s-au căsătorit pe 8 septembrie 1947. După căsătorie s-a mutat la Timișoara, iar apoi la Gurahonț, urmând serviciul lui Traian. Au avut 5 copii, Marcel, Rodica, Daniela, Lidia și Dorina. Marcel și Rodica s-au născut la Arad, Daniela, Lidia și Dorina s-au născut la Gurahonț. La o săptămână după ce s-a născut Dorina, cea mai tânără, exact în ziua când Maria a venit acasă de la spital, a venit securitatea din România la ei acasă, au făcut percheziție și l-au arestat pe Traian din cauza că au găsit la ei cărți manuscripte a lui Vasilică Moisescu. Maria a avut 12 nepoți, Tobias, Jonathan, Ramona, Carmen, Christine, Sarah, Flavius, David, Ruth, Ann, Michael și Adriana. Și 11 strănepoți, Iacov, Sofia, Henry, Timothy, Michael, Daniel, Hannah, Cecilia, Simon, Evelyn și Asher. Maria a rămas la Gurahonț cu cei copii fără a avea o slujbă. Fratele ei mai mare, Gheorghe Cicirean, de la Timișoara, a luat-o pe Daniela la ei. După un timp, Maria a primit servici la Sera de Flori din Gurahonț. După aproximativ 2 ani, s-a mutat la Arad, la părinții ei. Situația a devenit mult mai ușoară după mutarea la Arad. Maria a putut, cu ajutorul Domnului, să-și crească copiii în casa Domnului, chiar dacă a fost singură cu soțul ei la închisoare. La vremea eliberării, copiii au avut vârsta între 6 și 15 ani. Maria și Traian au fost involvați foarte mult în educarea copiilor, în activități zilnice, citirea scripturii, cântatul cu vocea, cu instrumentele, educație în alimentația dietetică, arta culinară, croitorie și multe altele. Familia a avut orchestră și corul familiei și deseori se mergea în misiuni în alte biserici. După terminarea liceului, Rodica a fost cerută în căsătorie de Tony Stroia, un român plecat în America, cu ocazia nașterii primei nepoate, Ramona, în 1976, Maria a venit în vizită în America. A fost un act de mare curaj din partea unei femei care n-a călătorit niciodată cu avionul și mai ales faptul că în drum spre America a trebuit să doarmă o noapte la hotel în Londra. Dumnezeu însă i-a purtat de grijă. Pe avion a intrat în discuție cu o femeie obișnuită cu călătoriile, având același itinerariu. Astfel, Maria n-a fost singură. Maria a stat în America 6 luni. La întoarcere în România, toată familia a hotărât să emigreze în America, în afară de Daniel și Daniela, care aveau un plan să rămână în Iași la lucrarea Domnului. Dumnezeu însă a avut alte planuri și pentru Daniel și Daniela, încât ei au emigrat primii în America
în 1982, iar ceilalți 9 persoane în același avion în 1983. Maria totdeauna a visat să locuiască împreună cu toți copiii ei pe aceeași stradă. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat aici pe pământ, cu siguranță va fi în cer. La o scurtă perioadă după emigrare, Traian și Maria Ban s-au mutat în California, unde Daniel și Daniela locuiau. Au avut parte de o bătrânețe lungă și frumoasă, bucurându-se foarte mult de căldura și clima plăcută de aici. Maria a fost bunică și străbunică fericită, ajutată pe Daniela și mai ales pe Dorina în creșterea copiilor. Dorina și Daniela locuiau în California. Și chiar pe Cristina, când s-au născut primii strănepoți, Timothy and Michael. Mulți ani a putut să călătorească și să-și viziteze copiii de pe coasta de est a Americii, mai ales la evenimente majore în viața nepoților, botezuri, absolvirea facultăților, căsătorii. Când ei nu au mai putut călători, au venit copiii, nepoții și strănepoții să-i viziteze. Pentru 6 ani, Maria și Traian au locuit cu Marius și Sara Rus. Au avut un mare sprijin de la Marius și Sara și între ei s-a legat o relație neobișnuită. Traian a plecat la Domnul în iunie 2016. Despărțirea Mariei de soțul ei de 68 de ani a fost o altă încercare prin care Domnul a trecut-o cu biruință. Cineva a întrebat-o pe Maria, după moartea lui Traian, dacă își aduce aminte des de el și dacă plânge. Și a răspuns că da, a răspuns că plânge. Și după câteva secunde a zis, dar nu vreau să-L întristez pe Duhul lui Dumnezeu. În ultimele luni, deși nu a fost bolnavă, s-a simțit că fizic nu mai are putere, se simtea slăbită. Cu aproximativ 3 săptămâni în urmă, i-a împărtășit Danielei că este gata să treacă Iordanul. Dumnezeu i-a dat o viață lungă și fericită, dar mai fericită i-a fost intrarea în cer, unde l-a întâlnit pe Domnul ei, Iisus Hristos, pe soțul ei, Traian, rude și prieteni. Eternitatea cu Dumnezeu, un mare har. Și aș vrea să zic încă ceva. În momentul de felul acesta, când observăm apropierea de moartea unei persoane, toți avem inclinația să ne revizuim viața. Într-o măsură mai adâncă, alții poate mai superficială, dar cam toți facem așa. Dacă cumva dumneavoastră ați putea să ascultați discuțiile pe care le avem noi, copii, nepoți, rănepoți, gineri și așa mai departe, ați percepe un lucru foarte neobișnuit, zic eu. Cu toate că am trecut prin lucruri grele și poate fiecare zice că trec prin lucruri grele sau am trecut prin lucruri grele, cu toate acestea, pe toți i-am auzit zicând, am avut o copilărie foarte fericită. Și te puteam întreba, cum se întâmplă treaba asta? Soțul a fost aruncat în închisoare când fiica ta cea mai tânără a fost de 7 zile. Ca să înțelegeți puțin cam ce vreau să spun, la procesul de arestare a lui Traian au fost 2 persoane care n-au spus lucrurile adevărat. Una dintre persoane a fost vecin cu noi. Soția acestuia a venit la mami și a spus, Doamna Ban,
ai putea cumva să-l ierți pe soțul meu? La care Maria i-a răspuns, eu l-am iertat deja. După ce a venit doamna și zice, doamnă Banda, cum poți să-l ierți? Deseori am istorisit porțiuni, fragmente din viața noastră și când am ajuns la capitolul acesta cu arestarea și aruncarea în închisoare a tatălui nostru, nu unul, mulți au devenit mânioși cumva. Cum s-a făcut această nedreptate? Noi am putut să creștem frumos și să avem amintire a copilăriei și amintire în viața noastră. Cu bucurie ne aducem aminte, pentru că unul dintre lucruri este pentru că am crescut într-o casă unde iertarea de la Dumnezeu a fost spiritul, atmosfera în casa noastră. Și așa cum am zis mai adineori, toți trecem prin lucruri grele. Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură treaba aceasta, că toți cei care sunt chemați după numele lui Iisus Hristos, creștini, toți vor trece prin lucruri grele, prin persecuții și așa mai departe. Și vreau să închei cu acest pasaj din Scriptură. Se găsește în 2 Petru, capitolul 1, începe cu versetul 3 și merge încolo. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit totul în ce privește și viața și evlavia, dumnezeirea, godliness în engleză. Ați băgat bine seama de ce am spus? De ce zice cuvântul? Deci în orice situație ne-am afla, din punct de vedere fizic, al bolilor, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al copiilor, în orice situație ne-am afla, cuvântul zice că dumnezeiasca lui putere ne-a dat totul, nu porțiune, nu aici și acolo, nu aici și o leacă mai încolo, totul în ce privește și viața asta fizică, emoțională și mai ales în ce privește evlavia a trăi după voia lui Dumnezeu. Prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dăruit promisiuni nespus de mari și prețioase, ca prin acestea, prin aceste promisiuni nespus de mari și prețioase, ce să facem? Ce ajungem? Să devenim părtași ai firii lui dumnezeiești, după ce am scăpat de corupția care este în, după ce am scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mulțumesc pentru Scriptură. Fraților și surorilor, tineri și bătrâni, memorizați versetul acesta, că tare mult vă ajută, tare mult ne ajută, tare mult m-a ajutat pe mine. Dumnezeiasca lui putere v-a dăruit totul și în ce privește viața asta omenească, dar în special viața aceea care se lansează în eternitate, prin chemarea pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos și prin promisiunile Lui nespus de mari și de prețioase. Numele Lui să fie slăvit. Amin.
Asta a fost cântarea care am cântat-o ultimele luni, de multe, de multe ori, acolo cu mami, în cameră și cu frați și surori care au venit să o viziteze și refrenul mai ales îl repeta și plăcea să-l audă. Îngeri, veniți de sus, duceți-mă la Iisus. Și pentru că am găsit cântarea și în engleză, am zis că e bine să o cântăm, că copiii și mai ales nepoții noștri înțeleg mai bine cuvintele. Oh, God.
A doua cântare care vrem să o cântăm este cântarea lui Mami, de când o știm noi. Asta a fost cântarea ei și sperăm să putem să o cântăm până la capăt. Dacă nu ne ajutați. Dacă nu ne ajutați. Ce tot, mi se bucură inima, Domnul. Mi se bucură inima, Domnul, căci puterea mea El a înălțat. Spre vrășmaș gura larg mi-o deschise, cu ajutorul său m-a bucurat. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu e stâncă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Nu vorbiți cu atâta îngânfare, nu rostiți al mândriei cuvânt, căci El e Dumnezeu care știe cântărit tot ce faci pe pământ. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu e stâncă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Arcul celor puternic sfârmat e, iar cei slabi cu putere sunt cinci. Cei flămânzi au acum odihnă, cei sătui azi de foame sunt vici. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu e stâncă așa Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Chiar și aceia ce n-avea pe nimeni, a primit fericită copii. Iar aceia ce avea o mulțime, lâncezind a rămas fără vin. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu e stâncă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Amin. Slăvit să fie Domnul. Urmează fratele Sami Stoica cu o cântare și apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu este sensibil sau e atent la cel care trece prin suferință? Și după ce au venit prietenii lui Iov, au tăcut 7 zile, după 7 zile unul din ei și-a deschis gura și a spus ceva. Și Biblia spune, și Dumnezeu s-a mâniat pe el. E ca și cum ar zice, tu ai venit să faci teologie acum? La durerea, la necazul omului? Și o faci pe seama mea? Și Dumnezeu s-a mâniat pe el. Și am zis, uite că Dumnezeu simtă cu noi. Și e sensibil și e atent la noi când trecem prin aceste necazuri. Vă rog, cântarea care am ales-o să fie pentru noastră și pentru toată biserica o mângâiere. Amin. Iar pentru că o cânt cu negativ, am și o dorință la dumneavoastră să mă îngăduiți. Vă rog frumos să mă îngăduiți. Amin. Thank you.
ce-aș fi de n-ai fi tu în mine. Cu harul tău nemărginit aș fi un bulgăr de gheață, un chip de humă fără viață, o stâncă învăluită în ceață și o noapte fără dimineață. Aș fi un far fără lumină, pustie de nisipuri plină, cuvânturi fără de odihnă, cu șerp și scorpii ce-mi venină. Aș fi o albie uscată pe unde a fost un începătorule a toate, cu taina vânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăb divine, și acum și în viacul care vine.
Am dorit să fiu la evenimentul acesta, chiar dacă este trist, pentru că am prețuit-o pe sora Maria și atât cât am cunoscut-o, îmi dă în această seară curajul și încrederea să spun slăvit să fie Domnul pentru o viață trăită frumos. Amin. Am urmărit-o cu toții, nu numai eu și familia, și cred că în urma ei, sora Maria a lăsat un exemplu și o ștachetă care s-a ridicat sus. Ce binecuvântare pentru noi toți! Și în seara aceasta mulțumim Domnului pentru astfel de credincioși și pentru un astfel de sfârșit. Dana, mă adresez ție în primul rând pentru că te cunosc mai bine și apoi întregii familii. Dumnezeu să vă mânghie! În urmă cu aproape 2 ani a plecat tăticul, acum a venit rândul mamei și pentru ei amândoi este mult mai bine. Dar ați rămas acum fără tată, fără mamă. A rămas un singur tată care nu se schimbă și care ne-a promis că într-o zi va face în așa fel încât reuniunea aceea glorioasă cu cei dragi să fie posibilă, slăvit să fie numele Lui. Amin. În seara aceasta, mai mult decât noi toți, familia este confruntată cu acest dușman redutabil care este moartea. Apostolul Pavel ne spune că moartea încă n-a fost înfrântă total, boldul ei a fost înfrânt, dar va veni momentul când la revenirea Domnului Iisus, acest dușman, ultimul dușman, va fi distrus. Până atunci, luptăm și în lupta aceasta fiecare dintre noi ne străduim să ajungem la capăt de drum, așa cum a ajuns sora Maria. Acesta este lucrul cel mai important. Este important cum încep viața de credință, este important cum o continui, dar este și mai important cum o sfârșești. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu în Evrei ne spune, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, când vorbea despre înaintașii noștri. Și în seara aceasta n-am să predic, am să vă împărtășesc doar câteva gânduri care Domnul mi le-a pus pe inimă. Cum putem fiecare dintre noi, atunci când viața și evenimentele ne opresc în loc, când Dumnezeu aduce întreruperi de felul acesta, cum să putem continua ca să ajungem la acel final al călătoriei noastre cu bine. Și am să amintesc doar două surse de putere, de motivații care nu le putem absolut neglija. Dacă le neglijăm, o facem în defavoarea noastră. Și am să amintesc cartea Tit. Acolo în cartea Tit, Apostolul Pavel spune unor credincioși care și-au pierdut sau n-au cunoscut niciodată adevărata motivație să trăiască în fiecare zi ca și cum ar fi ultima zi, ca și cum ar trebui să fie gata pentru cer. Scrie cretanilor și lui Tit, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ce face acest har? Harul acesta ne învață cum să trăim. Am constatat și în viața mea și cred că fiecare dintre noi am constatat lucrul acesta, când ajungem în momente de criză și în momente în care credința noastră este clătinată, este neapărat nevoie să ne uităm înapoi la crucea Domnului Iisus, să ne aducem aminte prețul mare care L-a plătit pentru noi, să ne aducem aminte că lucrul acesta a fost fără niciun merit din partea noastră și să ne aducem aminte că toată viața noastră stă pe această temelie a morții și a învierii Domnului Iisus. Acesta este harul care ne-a fost arătat și ne învață cum să trăim în fiecare zi. Când ți-e greu, adu-ți aminte de Domnul Iisus și de crucea Lui. Și a doua sursă, la care vreau să poposez mai mult, a doua sursă de putere și de revitalizare este o perspectivă
a veșniciei sau a cerului cu care trebuie să trăim constant. Vă citez tot din cartea Tit, primele versete. Ascultați cum începe Apostolul Pavel această carte. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai dinainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Există o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o. Promisiunea aceea înseamnă viață veșnică pentru toți acei care cred în Domnul Iisus, și Dumnezeu, care este un Dumnezeu al adevărului și s-a dovedit credincios de-a lungul secolelor, este un Dumnezeu care nu minte. Promisiunea aceasta este o promisiune care trebuie să o purtăm cu noi în fiecare zi. Și când am plecat dimineață, ori la lucru, ori la magazin, ori în oriunde în altă parte, știu că în orice moment, dacă Domnul mă ia, sunt gata pentru a mă întâlni cu El. Aceasta înseamnă să trăiești cu gândul veșniciei. Niciunul dintre noi nu ne vom încheia toate planurile care le-am făcut aici pe pământ. Dar dacă trăim cu perspectiva aceasta a veșniciei, nu e așa că ești motivat să te pregătești pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Dacă ne-am luat privirea de la cer și de la Domnul Iisus și de la promisiunile acestea frumoase, și dacă privirea noastră este ațintită spre pământ, spre frământările acestei vieți, spre nevoile, frustrările și alte lucruri de felul acesta, s-ar putea să pierdem motivația să mai trăim cu bucurie pentru patria care ne așteaptă. Ascultați ce spune Apostolul în Cartea Evrei, capitolul 6, începând cu versetul 11. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până când? Până la sfârșit o deplină nădejde. O deplină nădejde. Știți ce înseamnă această nădejde? Este o credință care așteaptă. Care așteaptă o promisiune să fie împlinită. Și în Evrei 6 ni se dă un exemplu atât de frumos. Tatăl tuturor credincioșilor, Avram, a primit o promisiune și promisiunea aceea s-a împlinit doar după 25 de ani. Dacă eu aș fi fost în locul lui Avram, nu știu dacă, aș putea spune aproape sigur, nu știu dacă aș fi putut aștepta 25 de ani să se împlinească o promisiune pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. Dar știți ce frumos vorbește Pavel despre Avram în Epistola către Romani? El a nădăjduit împotriva oricărei nădejde. A nădăjduit împotriva oricărei nădejde. Și avem o expresie atât de frumoasă cu privire la nădejde. Și aș vrea să faceți conexia în mintea dumneavoastră ori de câte ori pronunțați cuvântul nădejde. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Din nou, Dumnezeu nu poate să mintă, fiindcă voia să o dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca din două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Și ascultați versetul 19, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. Nădejde, ancoră a sufletului. Știți ce înseamnă o ancoră pentru o corabie? Chiar și astăzi, pentru un vapor, toate vapoarele care sunt chiar la mal, sunt ancorate. Ancora aceea oprește vaporul să intre în derivă. Ancora aceea, în timpul furtunilor, salvează, poate de la moarte, pe cei care sunt în corabie. Și cuvântul ne spune, nădejdea aceasta, în viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a promis-o, este ca o ancoră a sufletului. Și în momentele acestea, când ne uităm la sora Maria, care nu mai este cu noi din punct de vedere fizic,
ne aducem aminte că Dumnezeu nu poate să mintă, că nădejdea care Dumnezeu a pus-o în noi este o nădejde care nu înșală și când ajungem la momente de îndoială sau de descumpănire, să nu uităm aceste două surse extraordinare de putere și de revitalizare. Harul lui Dumnezeu, care ne este dat în fiecare zi, și apoi promisiunea vieții veșnice pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și nouă. Dragii mei, mă rog în această seară ca Dumnezeu să întărească nădejdea familiei, în primul rând, și apoi nădejdea noastră a tuturora, ca să găsim puterea spirituală necesară să trecem peste absolut orice și să ajungem la capăt de drum, cu bine, așa cum au ajuns înaintașii noștri și cum a ajuns și sora Maria. Domnul să fie slăvit pentru promisiunile care ne face și pentru faptul că ne va purta cu mână tare până la capăt de drum. Amin. Amin. Fratele Doru vorbea mai devreme puțin despre moștenire, ce lăsăm în urma noastră, și spunea că sora Maria n-a lăsat foarte multe averi în urma ei. Poate vă amintiți de fratele Traian care spunea că eu sunt Traian bani fără bani. Însă a lăsat o moștenire deosebit de frumoasă, despre care vreau să vă spun într-un cuvânt și apoi va cânta corul. A lăsat niște copii deosebit de frumos educați, care la rândul lor au educat niște copii deosebit de frumos educați, și eu vă pot spune că beneficiez de două ori, că am și o soacră educată de sora Maria și o soție. Și cumva sora Dana a vrut să marcheze această moștenire deosebită și a rugat toate surorile din familie să poarte pălării în seara aceasta. Nu știu dacă observați, toate au pălării, cumva ca să arate, mă gândesc eu, că mămica lor și bunica lor, așa, care le-a iubit și care le-a crescut atât de aproape de Domnul Iisus și atât de devotate față de familie, de biserică și de tot ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sora Maria și din punctul ăsta de vedere și nădăjduiesc ca modelul acesta să fie pentru toate surorile din biserica noastră și din toate celelalte biserici. Urmează corul și apoi avem o cântare de final și apoi fratele Nelu Blaj se va ruga.
Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Mulțumim, Tatăl nostru, în seara aceasta pentru dragostea ta, pentru ființele care le-ai creat și ai dat pe Sfântul Miel ca să poarte păcatele noastre și să ne dea o intrare, o poartă deschisă spre împărăția ta. Mulțumim pentru mamii care au umblat pe calea aceasta înaintea noastră și a sfârșit în credință și în mâna ta. Mulțumim pentru puterea care vrei să ne-o dai și nouă, fiecăruia, să umblăm pe calea aceasta și te rugăm lucrul acesta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Luați loc, vă rog, doar câteva anunțuri. Pentru cei care puteți veni, mâine continuăm desfărțirea noastră. La ora 11 la Hingenfeld, asta înseamnă 200 de metri pe Broadway, intersecția cu Anaheim Boulevard. Mâine la ora 11, urmând că la ora 12, la 1, 12:30, 1 să fim la cimitir. Nu vom face ceea ce se face de obicei, trecerea prin fața coșciugului, pentru că este târziu. Vă mulțumim că ați venit, mâine lucrați, vă respectăm. Și al doilea motiv este că n-aș vrea să vă dăm șanse să vă pupați prea mult, pentru că e gripă. Și unii dintre noi au simțit-o pe pielea lor și n-am vrea să vă dăm și dumneavoastră. Rămânem împreună, sunteți persoane care nu v-ați văzut de mult cu membrii familiei între dumneavoastră, profitați de minutele acestea, rog pe inginerul nostru de imagine să pună prezentarea cu viața sorei Maria. Rugăm pe cei din familie să nu plece în mod deosebit, dânși am vrea să facem o poză cu toată familia. Din momentul acesta, spunem, adunarea este liberă, slăvit să fie Domnul pentru toate amintirile și pentru toate motivările pentru viitor. Amin. Te rog să dai imaginea. Noi o să venim în față, veniți și dumneavoastră dacă vreți să faceți poze, stați de vorbă, cum vreți dumneavoastră. Sora Maria Bancânta. Spuneau cei de la început, pentru că a mai fost la început, înainte de început, probabil singura persoană care cântă la propria înmormântare. Glasuri multe m-au strigat, mâini întinse m-au chemat, dar din toate neînțeles, te-am ales, te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii te-am ales, nimeni n-a iubit mai mult într-al vieții greu tumult, când iubirea am înțeles, te-am ales, te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii te-am ales, cum puteam să nu-ți răspund? A fost Rodica cu fata ei mai mare, a fost Toni. Mami a ținut foarte mult să fie înmormântată în acea rochie pe care o avea și acolo și are și aici, pe care i-a dat-o Toni când a venit ea prima dată în America. Este o rochie din 1970 și cât? 76. Și încă la modă, încă la modă. Asta e. Prima rochie din America. Vin la Iisus că te cheamă, lasă calea păcatului. Asta este. Tot mai răsună chemarea, ce lipsă mare e de spus. Vin la Iisus, grăbește-ne la cel ce vine.
căci vine timpul cel mai greu, s-o cauți și să n-o mai găsești. Aici raiul, colo iadul, de Coco, Coco, prietenul mamei Coco. Unchiul Simi Moț, unchiul Țifre Vasile. Mi se bucură inima Domnul, căci puterea mea e la înălțat. Da, asta e cântarea lui mamei. Spre vrășmaș, gura largă mi-o deschide. Cu ajutorul său m-am bucurat. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Iaca. Nu vorbiți cu atâta îngânfare, nu Băbuți, familia Băbuți, al mândriei cuvânt, Lavius, căci El e Dumnezeu care Mircea care lipsește pentru că este la Chicago la treabă. Tot ce faci pe pământ, nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Marta cu Gabi. Arcul celor puternici sfârmat e, și cei slabi cu putere sânciși, cei flămânzi au acum odihnă, cei sătui azi de foame sunt vinși. Tobi. Nu e așa sfânt ca Domnul. Asta e ultima excursie lui tata la Yosemite. Decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântul lui Israel. Iar și aceea ce n-avea pe nimeni a primit fericită copii. Iar aceea ce avea o mulțime lâncezit a rămas fără ei. Nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El. Nu este încă așa cum e Domnul, Dumnezeu. S-au schimbat rolurile. Asta e o greșeală. E o greșeală. Este la Boulder, Colorado, sus. Marius a ținut neapărat să o ia pe Sara în mașina aia și tati a profitat de ocazie că el n-a dus-o pe mami. Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii, te-am ales. Nimeni n-a iubit mai mult într-al vieții greu tu mult, când iubirea te-am ales,
bunica din Canada. A ridicat-o el duios și-a dus în brațe iubitor. Blândul păstor, blândul păstor, pe alta care la pământ zăcea cu piciorușul frânt. El o legă David. Blândul păstor, blândul la comitet păstor, cu ei. La comitet. Dar cu mai ei. Târziu l-am întâlnit, cu spini era împodobit, într-o mulțime de popor. Blândul păstor, blândul păstor, Jacob. Când l-am văzut, l-am întrebat, cine sunt cei ce te-au scuipat? Sunt oile ce le-am fost lor. Blândul păstor, blândul păstor. Iar cei ce mă bat joc, trebuie să vă spun un secret ca să fie fetele aici, soții lor au rămas cu copiii acasă. Nici nu știu ele ce le așteaptă când se întorc înapoi. Asta e ultima săptămână, ultima lună, da. Blândul păstor. Asta e zilele în care mami și-a luat la revedere de la fiecare, a avut harul că a putut să vină fiecare să-și ia la revedere. Vă mulțumim tare mult, Domnul să vă răsplătească și să ne dea tuturor viața veșnică. Amin. Noapte bună. Cu unii dintre dumneavoastră ne vedem mâine. Rugăm deci familia extinsă, cum sunteți, să rămâneți să facem o poză.